Stimați cetățeni, ies din nou în fața dumneavoastră pentru a denunța o nouă schemă de proporții care poate lăsa statul fără un bun strategic și profitabil. Așa am făcut și când am denunțat furtul miliardului. Tot așa am făcut când am publicat raportul Kroll despre cei implicați în furtul bancar. Am vorbit despre schemele de procurare a gazelor naturale, dezvăluiri după care au fost reduse tarifele de la 29 de lei la circa 18 lei pentru un metru cub. Am vorbit public despre problemele cu păcura îngropată la termoelectrică. Acum atrag un semnal de alarmă în legătură cu acțiunile ce se pregătesc în raport cu portul fluvial Ungheni, din care face parte și portul de pasageri și marfă Giurgiulești. Subliniez că în această schemă complicată se folosesc și unele elemente care au fost utilizate la furtul miliardului acum 10 ani. Conform tehnologiilor electorale, partidele de guvernare sau președinții în exercițiu care doresc să fie realeși de popor, cu un an înainte de campania electorală, nu adoptă decizii care pot stârni ură, scandaluri și nemulțumiri în rândul cetățenilor. Cel puțin așa le spun Pasului și Maia Sandu, consultanții lor. Dar se pare că ei vor să repete greșeala celor din Alianța pentru Integrarea Europeană, care au admis furtul miliardului în ajunul unor alegeri parlamentare. Astăzi o să vorbesc din atac de tip Raider asupra unui business profitabil de stat. Deoarece există multe acte normative, hotărâri de guvern, proiecte de acord de legi, declarații ale demnitarilor de stat care probează cele spuse de mine, sunt nevoit să public această investigație în formă scrisă pe pagina mea rup.md. Sper că doamna președinte de țară, Maia Sandu, va reveni cu o replică la această investigație sau ea iarăși își va proteja hoțomanii, cum a făcut-o și în cazul procurării gazelor naturale, dar și scandalul cu procurarea și îngroparea păcurii la termoelectrică. Mulțumesc unor membri ai Partidului de Guvernare PAS, care mi-au dezvăluit această schemă și au muncit alături de mine la realizarea acestei investigații. Este demonstrare a faptului că în acest partid există și oameni buni. Stimați cetățeni, aștept comentariile dumneavoastră pe pagina mea Facebook și canalul meu YouTube. Vă mulțumesc, acești bandiți și talhari și hoți trebuie cupriți și după alegeri băgați la pușcărie. Vă mulțumesc!